Să dau un pic de apă? Da. Îți aduc data, să facem poza și îți dau imediat. Da, domnule, asta e suficiunea. Da. Ale, trebuie să fie intubatul ăla. Acum, uite-le. Ce facem? Doamna, haideți, întindeți-vă în picioare, tare, 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 și eu vă ajut. Așa, ne rotim un pic. Ne rotim. Fundul jos. Așa. Când aparatul bagă, dumneavoastră trageți aerul, da? Odată cu aparatul, da? Respirăm. Ce saturație are? Avea 65%, 65% avea pe 15 litri în corp. Vreau pus oximetru. Din firul albastru, firul albastru. De la domnul Schi? Da, imediat. M-auziți? Auziți? Trebuie intubată, Costi? M-auziți? Nu trebuie intubată, trebuie intubată, domnul. Mai încolo dați-mi striker-ul. Mulțumesc. M-auziți? Mi-i dați aici. Și vreau o branulă, vă rog cum o să asistiți. Da, vreau să-mi puneți mie din 65 mg, da? 3. 5. 5 trageți-mi, vă rog. 50 mg. M-auziți? Ia să știi cu vreo problemă de sănătate, cine a preluat-o? Nu am preluat-o nimeni. I-a venit ambulanța? A venit pozitivă. Doamne, doctor, noi am văzut doar că se desatura. Cosmin, eu nu știu că e pozitiv. Esmeron. Esmeron, îți fac esmeron. Dar ce tensiune am la ea? Tensiunea? Am dat bunicul. Eu pregătim ca să... Laurențiu, dă niște lău pe plasă. Ce să-i faci? Acum pe ATI nu este niciun loc, un singur loc pentru domnul. În rest, toți pacienții de aici ar necesita ATI, nu pot urca, nu avem loc. Da, o să vin imediat. Vin imediat în nume 2, da, sigur. O să mă duc în nume 2 să vorbesc la CNCCI pentru niște transferuri. Pentru că pacienții cum stau, uitați, cu prelungire, pentru domnul, nu este un spațiu propice să stăm cu prelungire. Dar minim 7-8 zile au nevoie de ATI. Dar cât sunt aici? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nu mai am prize de oxigen. Îl aduc aici. Ok. Sau nu mai simt sărci, nu mai există absolut nicio posibilitate să-i punem pe nicăieri. Și adaptăm, putem să-i punem pe scaun, atâta timp cât tolerează să stea pe scaun și are o saturație decentă, o să stea pe scaun, pacienții gravi o să stea pe față. Improvizăm așa și punem pe cepa acolo, care spune eu. N-am mai prins până acum o situație de genul ăsta, adică la mine e a 5-lea de rezidențiat, sincer, zic niciodată, adică am prins să fie cazuri multe, să vină. Dar cazurile multe vin, se rezolvă, pleacă acasă sau se internează. Ei, în cazul ăsta deja cazurile vin și staționează aici. Suntem mai rău ca la ATI. De dimineață îmi povesteau fetele de la infirmiere că aveau 60 și ceva de pacienți la masă. Da? 60 și ceva de pacienți la masă. Mai rău ca o secție de terapie. Dar nu se poate, sunt atât de mulți. Încearcă să nu te mai agiți. Care la un moment dat plachezi, pur și simplu. Plachezi pur și simplu, că nu mai poți. Și toți sunt nevaccinați. Toți. Sunteți vaccinați, Anaț? Nu mai poate.
Ați apucat să vă vaccinați? Nu. Nu? Nu. Asta prin cât conducătorul nu știe că e important ceea ce zic. Medicii să aia între ei, nu se mai deștept ca ingineri. Și atunci aia e logic, da? Când am văzut că și eu aia am vaccinat de două ori. Ce? A. Și n-ați avut încredere, practic. Și cum să ai încredere când tagma dumneavoastră n-au încredere unii între alții. Și acum v-ați fi dorit să vă poți vaccina? Nu. Nu? Nu. Logic vorbim, nu? De două zile stau aici. Am făcut cea mai mare prostie a vieții. Care? Că nu m-am vaccinat. Și acum, acolo. Dar de ce nu v-ați vaccinat? V-a fost... De ce? De ce? De ce? Am întrebat. Influență, ce ne vaccinăm? Noi de pe mine. Suntem în mine. Greu. Sunt oameni inculți care nu și-a dat seama a mesoplenit dacă virgul a mers primul val, pagul, altă pe din spate, spatele, că nu fi cum. Rămâneți în poziția asta și respirați pe gură și dați pe nas, nu mai vorbiți. Pe gură, încet și pe nas, da? Nu vă opuneți aparatului, da? Altfel n-avem șanse, dacă nu ne ajutați. Deci știința face o parte, da? Dumneavoastră decideți cum mergem mai departe. Mai spuneți un tatăl nostru și o să fie bine. Valul este și din cauza inconștienței și lipsei de informare oamenilor. Domnii politicieni, în mod normal, ar trebui să fie mai expliciți, da? Și dacă vor binele alegătorilor, să-i sfătească să se vaccineze, pentru că e singura cale de a ieși. Eu am 33 de ani de când lucrez. Dar așa ceva ați mai văzut în 33 de ani? Numai la Revoluție. Altele mai rele. Ha. Intră aer. Gura mare. Închide gura acum. Trage ca din țigară. Dacă nu se ridică oxigenarea în plămâni, să știi că trebuie să-ți pun o măscuță care o să bage aer cu presiune. Nu e intubatorul. Nu e intubatorul. Nu vrem să ajungem la intubatorul ăla. Ăla e rău. Da? E ca infernal, e ca în război, să știi. Eu mă simt ca și cum aș fi pregătită pentru a acționa pe timp de război. Sincer. Am văzut că nu vă mai îmbrăcați în combinezoane deja. Din ce motiv? În primul rând că lucrez foarte greu în costume de protecție. Adică una e să stai, să zic, pe loc și alta e să lucrezi în el. Suntem vaccinați, am făcut boala. Ne protejăm. Deci asta va fi o realitate de acum încolo. Cum? Pică de unde? Nu, pică pe mine. Ce-a picat? Pică, ceva inundație.
Da, hai să mișcăm pacientul de aici. Hai să dăm o să chemăm pe cineva, ai răbdare. Hai să dăm pacientul la o parte, nu? Ia vezi o pică pe el? Păi uite aici. Cum să-l dai? Pică, uite, e aici. Dar să vedem de unde este. Păi nu, că vine de sus, nu e de unde să pici de la cuvânt. Asta vine că nu-i întrezi, nu? Vine să pune din nou. Pune găleata aia. Diviere superbă, ca mânzare mână. E important să ținem mascara ca altfel o să muriți. Altfel o să vă băgăm țeavă. Nu e bine. Ce să vă gând? Trageți aer, nu-mi dați peste mână, vă rog. E important să trageți aer. Haideți că nu vă taie niciun nas. Trageți aer. Hai că acum uite, nu-i pe nas, e bine. Nu e bine cu respirația, nu putem să o scoate. Trageți aer. Matare trebuie să respiri cu ajutorul unui aparat, da? E o mască mare, așa, cu presiuni de oxigen mai mari. Trebuie să respiri cu ajutorul ei, da? Uite cum e doamna acolo, da? Trebuie să respiri, trebuie să ne asculti, da? Ca să fii bine, trebuie să ne asculti. Bine? Încercăm un pic să respirăm cu aparatul ăla? Cu masca aia? Hai, faci. Am zis să te liniștem, da? Hai, ne liniștem, da? Ai obosit, am înțeles, să stau un pic de apă. Gata, vine oxigen. Nu mai trageți de ea. Gata, gata. Ne liniștim. Până ne facem bine, trebuie să ne liniștim un pic, da? Gata. Imediat, da? Hai să bem un pic de apă și după aia de... măcar un pic să stai la cu masca pe față, bine? Gata, bravo. Gata? Bravo. Și acum stai cu minte, da? Eu o să-ți spun, în jumătate de oră iar îți spun, da? Stai cu minte, Matare, între timp, da? Stai. Bunicu, fii atent, uite-te un pic la mine, că dacă ne chinuim așa, nu se poate. Mai mănică, să pune oxigen, dar să aduc mă. Care se portă, spune la altcine. Rămâneți așa, vă rog, avem și alți pacienți mai grav. E bine așa? Bine. Hai, trageți aer, vă rog eu. Trageți aer. Apă. Imediat, aveți puțină răbdare, imediat. Stați un pic. Ai ajuns? Da, așa și da. Atât? Mai vreți apă? De ce? Nu am încredere? De ce? Dacă astăzi... Păi dacă nimeni nu știe de unde vine virus. Ați atins punctul sensibil. Big Pharma, welcome to our world. Eu consider totuși că schema mea este
Minunat. Deci crezi că în mare parte cheia este totuși schema? Cheia rămâne la mine schema. Claritromicina. Absolut, da. Dacă ai un asemenea tratament, nu mai ai de ce să faci vaccin. Este el! Este el! Este el!